Salut, soldații mei! Astăzi, ca de obicei, un nou video, un video frumos. Cine o să scrie carantină? Nu-i carantină, fraților, la noi nu-i carantină, pentru că eu vă fac videouri frumoase în care să vă simțiți bine și să nu simțiți că stați în carantină, fraților. Stați în casă, respectați, frate, că uitați că treburile tot mai nasoale și astăzi o să vă fac chiar un video frumos. Fiecare când mergeați la discotecă, pe aceea care stăteați la oraș, fugeați la strand, săreați la strand gardul și făceați baie acolo, vă distrați, gagicile astea, vă dezbrăcați, stăți, vă aruncați sainele și dezbrăcați, frate, în strand, noaptea, distracții, cum era la noi discoteca, aproape pădig, de pădig, pac, de pădig, vineam frumos 100 de metri, era strandul, numai trebuia să sărim gardul, frumos, noaptea era frumos, așa lumina strandul, făceai baie frumos în strand, numai că era un bulangiu de pasnic care tot timpul ne fugărea. Și fiți atenți ce s-a întâmplat într-o seară când am stăs la discotecă, bă, la ora așa 4 dimineața, am zis, bă, hai, bă, acum că e sfârșitul discotecii, eram toți piliți, eram băuți, merem la strand, facem o baie de aia bună, după aceea merem acasă, frumos pe la Big, ne oprim, ne luăm câte o pâine cu sana, cu treburi, cum ne plăcea nouă așa, cu timpul alea, cu un pic de parizel, cu chestii de astea. Și fiecare ne băga, nu ne lua niciunul cu noi, alții sau astea, nu s-o umbla, frate, cu buletin după tine sau ăsta. Fiecare lua bani și băga în buzunar, frate, la pantaloni, ținea bine de ei ca să aibă și dimineață, ca să aibă ce să halească acolo, să poată să cumpere un cort, o sana, ăla, un sălămior, un pariz, îl înțelegi? Mai stăteam la Caterinca frumos dimineața până se făcea 8-9. Și ce zicem? Hai, dați mă, ne-am luat tăs frumos, eram beți, frate, eram bine piliți. Și hai să mergem la strand. La strand, frate. Sărim gardul, punem hainele frumos, toate așa pe margină, fiecare. Era trotuar ca trup de ăla mari de beton pe lângă strand, frumos le-am pus fiecare și am sărit în apă, dă-i înoată, dă-i înoată și am ieșit pe partea asta la altă, cum ar veni de bazin. Intrarea era din față și dintr-o dată nu mă aud poarta că se deschide și vă câinii. Dar câini de aia mari, bea mi-ar vorbit că lângă era și stadionul, înțelegeți? Și avea grijă și câinii de stadion și avea vreo 5 câini de aia mari. Și cum eram pe partea asta de bazin, hainele eram în partea asta și mai venim și pasnicul cu câinii, cum fuge după noi. Și n-am mai apucat să sărim, să merg, dai seama că trebuia să nu, să ieși pe partea aia, să ții hainele. Să ții hainele și să pacea, să iei, să fugi, cam cum ar veni vreo 50 de metri până la gard ca să scap de câini. Deci ca să scap de câini. Îți dai seama că am lăsat hainele acolo tot și în pula goală am fugit și am sărit gardă. Am sărit gardă și ăla dă drumul, fugit spre poartă sus, urca și el și-o dat drumul la... O să deschis poarta. Bine, am fugit, nu mai apucat. De cu tăcă o deschis poarta pe din sus, pe dig și s-o băga cu câinii după noi. Și-o fugit după noi pe dig. Noi am tulit-o, înțelegi? Așa am pula goală, tăs. Dar problema că mi-o lua hainele. Noi am stat la distanță, am așteptat să se retragă, am văzut că dispare, știi? Zic, dă să ne întoarcem înapoi, poate ne-o lăsa hainele, măcar sărim după haine și ne luăm hainele. Când ne întoarcem după o jumătate de oră ce s-o tras și o închis poarta înapoi la strand, mai ales să vedem dacă sunt hainele pe margine la bazin. Din pulă haine, nicio haină. Mi-ați-aș pula tare, nu-ți dai seama, nicio haină. Eram tăți în pula goală, fără haine, fără nimic. N-au dat tată, cum să te duci la ala să iei hainele, tăți în pula goală. N-au cum să te duci. Îți dai seama că trebuia să traversăm tăți orașul în pula goală, frate, și ne vedea lumea, frate, dimineața, poate merea la lucrul ăsta sau avea treabă până oraș sau merea la piață, eu știu, un plan noi în pula goală până oraș, vă dați seama. Eram disperat să ne recuperăm hainele. Și acum strigăm, bre, bre, dă-ne bre hainele, ce faci, vrei să merem așa dezbrăcați? Fut-o-vă în gură să vă fut, dragilor, ați venit înapoi. Ia-l, ia-l, băi, câini, dă-i, bă, 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 bă.
Iară după noi, bam, iar pula, zic, ăsta nu ne dă hainile, ăsta ne lasă așa în pula goală, zic, trebuie să meream, zic, ca nu diști, frate, numai aici este o zăpană în pula mea, în Belgia, la Bruxelles, că nu se dau ăștia pe biciclete, dezbrăcați în pula goală, femei, bărbați, sunt pula goală, zic, no, cum merem noi, mă, tăți, eram vreo 7 în pula mea, fără haine, îți dai seama, numai băieți. Mă, cum merem noi, mă, fără haine, mă, așa, până oraș? Dai seama, în rușine, cum să merem telea goală până oraș, frate? Ha? Treceau mașini, treceau ăsta, cum să te duci? Vedea toată lumea, cum merem? Mă, cum facem, zic, să merem, frate, că n-aveam... Numai dacă mergeam, fiți atenți cum am făcut. Am mers de la discotecă, fără să nu ne vadă lumea, pe lângă Someș. Am mers pe lângă Someș și în sus. Când am ajuns în zona cu cimitirul, am urcat pe o cărare, este cărare de asta făcută de pământ, ori sus în cimitir. Pac, am trecut repede din Națională, băi, dacă ne vedeai când fugeam peste Națională, pula goală, cred că dacă ne vedea cineva, zicea, cine-s nebunii aia, frate, care fugă în pula goală prin oraș? Că trebuia să cobor digul de tama Națională și după aceea să treci să iei cărarea, să urci în sus, frate, cum ar... bă, pantă, nu? Cărarea așa pe pantă, să urci la cimitir sus. Și noi toți în pula goală, mă, mâncați aș pula ca. Că am zis că să mergem să nu ne vadă, să nu luăm până oraș, să nu luăm până oraș, pun eu până oraș, frate, în pula goală, trebuie cum fac, cum? Cât te ascunzi? Că până la urmă tot te vede, atât s-a în pula goală, zice, ce fac ăștia până oraș? Să aleargă unul pe altul în pula goală până oraș? Îți dai seama. Și am zis, bă, mergem pe dig, că pe dig nu ne vede nimeni. Mergem aici pe dig, pe iarbă, era digul sus, așa, înțelegeți? Pe o parte era Naționalul și pe o parte era cu spațiu verde, după aceea dig, bă, Someșul. Am mers pe partea asta, după aceea am urcat sus pe dig, după dig era Naționalul jos. Am trecut Naționalul rap, de tăți în fugă, știi? În pula goală, dacă ne vedeai în rând și în indian. Fără păpuși, fără nimic, mă, frate, nimic. Pac, am luat-o pe cărărușa aia în sus, pe deal. Acolo n-are cinstival, că merg la cimitir, dimineața nu e nimeni în pulă în cimitir, înțelegeți, la ora 5 jumate, cine îți vine în cimitir? Numai noi eram în pula goală printre morminte, noi eram în pula goală printre morminte, la o vreme a luat o coroană de aia mică rotundă, o puneam pe lângă mine, până am ieșit din cimitir, zic, măcar dacă nu zic, am furat coroana de pe mormânt ca să mă acopăr, că nu mai eram în pula goală. Păi ce trebuia să fac ceva? Ăștia și-au făcut din delea, înțelegi, din benzele, au tăiat. Și-o legat cu delea de mălai, cu fire de mălai, zici că era de aia din filmul cu Tarzan, zici că era din filmul cu Tarzan, eram pe cărarea de la cimitir, cu corona în brață, frate. Băi, Caterică, frate, rău tare, pentru că n-am mai trecut în viața mea pe așa ceva și mă gândeam, zic, Doamne, oare ce zice taică și mai că mă vede la ușă în pula goală, în pula goală, că trebuia să intri pe fața blocului, frate, obligatoriu, n-aveai ce face, mă, trebuia să trecem toți în fața blocului, că erau cum ar fi bloc pe o parte, bloc pe alta, înțelegeți? Și era drum, 100 de metri numai blocuri, și pe o parte și pe alta, și strada. Obligatoriu noi trebuia să intrăm pe stradă ca să putem să intrăm fiecare la scara lui, să urcăm acasă la apartament. Îți dai seama, pe scări, în fața blocului, dai peste vecini, dai te vede, 7 inși în pula mea, tăți în pula goală, nu fură hainele la bazin, la ștrand. Băi, frate, și-a luat-o pe cimitir frumos, am venit pe Dallas, pe acolo, am luat-o pe cărarea de la militari, prin spate, pe la noi, pe acolo, pe la blocuri. Problema că tot nu puteam să intrăm pe la unitatea militară, că era interzis. Nu ne puteam băga, obligatoriu de aia să luăm cărarea de pe spate, de pe la blocuri. Nu gândeam, știi, că acolo a trebuit să merg cam vreo 300 de metri pe spate, pe la blocuri de 5 etaje și de 4 etaje, să te vadă toată lumea în pula goală, că eu cu corona, frate, cu corona pe morminte în față, până am luat-o, frate, că n-am avut ce face, am zis, bă, măcar așa să mă vede lumea așa, frate, în pula goală, mă vede în partea din față. Îmi vede găoaza, nu e o problemă, dar măcar să nu mă vadă din față. Și am o coroană de aia mică.
pac, am pus-o aici, a zis, da, înainte, tati, că e bine și așa, ăștia, și-au pus frunze de alea de mălai, zici că era din filmul ăla cu Tarzan, și făceam caterincă și râdeam de ei în pula mea și râdeau de mine, zice, ce ți-a luat corona din pe cimitir? Îți dai seama dacă mă prindea Paz Nicola de pe cimitir, mă și bătea cu ciumagul, că am furat corona de pe mormânt. Bă, dar n-avea ce faci, că trebuia să trecem, frate, tă dealul florilor în pula mea. Și ca să treci tă dealul florilor, mă, păca, mă, că în puțin, no, nu cunoaște, nu sunteți de la mine în oraș, în care sunt de la mine în oraș și știu ce vorbesc, că le explic chestiile astea, știe pe unde am luat-o. Și trebuia să, când am ajuns pe partea aia de la cimitir, vă dați seama, trebuia să transversăm tot dealul florilor, beața și pula, în cartiere, beața și pula, dezbrăcați așa. Bă, dacă vedeai tică cai pe tine de râs cum ne ascundeam după mașini, merea unul 50 de metri în față, făcea semn, haidați, acum, dă-i, cu corona, mă, tic. Când am ajuns în fața blocului, a lăsat corona lângă față la scară, a lăsat corona în față la scară, am urcat sus, am bătut la ușă, când am deschis taică-mea și m-am văzut în pula goală. A zis, ce ai făcut, nenorocitule? Fute, chiar sarne să te fută. Bă, cum, mă? Cum ai venit, mă, fără haine, mă? Ce ați putut să zic, brei, am mers la bazin, la ștran, zic, am intrat pe discotecă, zic, ne-am dus acolo, am băgat și ne-o fugări paznic cu băgaia și pula în gură, zic, ea și ne-o lăsat fără haine. Ne-am întors să ne dai hainele, dar nu vreau să ne dai, iar o pus câinii pe noi. Și ne-o lăsat așa dezbrăcați. Păi după ce ați intrat, mă, acolo, mă? Dacă e închis. Voi ziceați la noapte, dacă vă înghecați vreunul dintre voi, pe nu treia să aibă el răspundere pentru voi. Într-un fel avea dreptate, înțelegi că s-a mai întâmplat. Mergeau de acolo la discotecă, a fost boț, a fost și o fată, a fost și un băiat care s-a înghecat. Pentru că nu știau să noate bine și ce făceau? Mulți s-aruncau așa încălziți, băuți în apă și apa era rece. Și făceau stop, făceau și... Eu găsit, înțelegi, și de-aia nu lăsa paznicul, era rău, înțelegi? Și nu lăsa fără haine, fraierul, nu lăsa fără haine. Dar gândește-te cum am venit noi ca Tarzan și Mowgli, frate, pe tot orașul, așa, ascunzându-ne și târâși și pe lângă morminte, dimineața la 6, când se făcea de ziua, tu în pielea goală printre morminte, prin cimitir, frate, că nu, evitai circulația, evitai să nu mergi prin centru, cum îți dai seama cum să mă duc prin centru în pula goală. Ne râdea tot orașul, frate, și așa ne-au râs o grămadă, când ne-au văzut de acolo din cartier bătrâni de ăștia pe la geamuri, care n-au ce face dimineața, înțelegi, să trezesc. Ne-au văzut că vinim ca talibanii, dezbrăcați ca Tarzan, altul cu mălaiuri, cu porumburi, eu cu corona, fiecare ce-au găsit să-ți acopere un pic pe lângă, că nu, să nu merem să se vadă boschetul în față și sabie ninja, înțelegeți? De-aia a trebuit să alegem o rută ocolitoare prin care să nu dăm prin oraș. Și atunci am fost nevoie să ocolim, să o luăm pe lângă Some și după Some să urcăm pe cimitir, după cimitir să intrăm pe deal și pe deal să ajungem la noi pe stradă, pe orizont, beața și pula lângă unitatea militară. Beața și pula în pula goală, tăți. No, fuină, tată. Fuină, de-aia, știi, înțelegeți, care se ascunde, așa meream ca ea. Meream, ne mai uitam, toc. Te mai vedea câte unul pe la etajul 4, te striga, bă, ce faceți, bă, bă, bulangilor. Era sol, a rămas așa, frate, da? Era distracția aia, mă, și caterinca aia ce râdeam între noi, că acum stăteam și ne gândeam cum dracu să facem, să ajungem acasă, să nu ne facem nici de căcat să râdă lumea din noi. O luăm până oraș, că eram obligați normal să o luăm până oraș. Dar vă dați seama că oamenii aia care se uitau, care stăteau pe lângă Somme și acolo și blocurile alea pe lângă dig, aia ne-au văzut sigur, careva ne-au văzut, 100% ne-au văzut. Am pula goală, la 5:30, 6 dimineața mereu șepie pe dig. Tam 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 tam. Înțelegi? Că acum... Unde te duci, mă, frate, așa?
Înțelegi? Ești bizar, normal, nu? Vezi șapte tineri toți dezbrăcați, la 5:30, 6 unii se duc ăștia așa dezbrăcați. Așa că cred că se uitau bunoi, zicea, bă, ce cu nebun ești, geamă fără haine, păi unde eu scăpat, de la nebuni? Dar noi ne-am dus de la discotecă, ca de obicei, când făceam, mai tot timpul când era perioada, adică fugeam la strand, frate, că era frumos, te distrai, noaptea era frumos, apa era bună, făceai, te distrai bine, era frumos, no, beream băuți, nu era bine, dar no, pentru noi atunci nu conta la momentul ăla, ne simțeam noi, și noi știam să notăm, nu era o problemă, problema era pentru alții, frate, noi eram vagabond, mă, noi notam, meream, tot așa mi-au furat hainele și la Someș, de-am venit ca taliban iară cu mălai pe lângă noi, că am dat, am trecut Someșul, când am trecut Someșul, pe partea aia altă, un bulangiu de pescară a trecut, ne-a furat hainele, ne-a furat atât. Când ne-am întors noi cu mălaiul, frate, când l-a prins mălaiul, îl prindeam pe vargă, de pe botă de aia simplă, de trestie, legam frumos, îl puneam pe lângă noi, jat, și treceam înapoi Someșul și ne făceam porumb la foc. Și când ne întoarcem noi înapoi cu plasa plină de mălai și de asta, ne-am chinit să trecem de tamai Someșul, trebuia să înot și 100 de metri ca să treci. Facea să iei mălaia și să te întorci înapoi ca să nu te prindă proprietarul, că îl ciordeai. Că nu, noi făceam mai nu ciordeam din pe partea asta, ciordeam din pe aia, ca să nu aveai probleme. Și ciordeam mălaia la oameni, înțelegi? Și ne făceam și noi acolo, la foc. Mâncam câte un cucuruz prăjit frumos la foc, așa cum trebuie. Și când ne întoarcem înapoi, bulangiul ăla de pescar, că sunt pescari, frate, tot timpul. Vară, perioada de vară, tot timpul sunt pescari care pescuiesc și cunosc, înțelegeți, că-s vechi, că-s bătrâni acolo. Bă, ne-au furat hainele și s-au dus el pe cărărușile alea pe lângă somnul, nu mai găsește-l din pulă, nu haine, nu telefoane, nu nimic, beața și pula, ne-au lăsat sportiv. Iar dă-i taie frunze de mălai cu salcie, cu botă de aia de salcie, ați văzut că la salcie e subțiri, slungi, așa, de aia am băgat în fire și ne-am făcut ca Tarzan tăți fiecare, ne-am făcut fuste de alea din mălai, frate, din frunze de mălai. Și vă dați seama că zici că eram Tarzan. Ne-au făcut de haine pescarul, da, așa. Deci, acum dacă se întâmplă la unul de ăsta de 20 sau acum la momentul actual de 17 sau de 18 ani, zice, bă, ăla nu, dacă nu mai pleacă de acolo, stă pe margine la somn, și ce zice, bă, nu vine nimeni, bă, cu un telefon să mă scoată de aici. Bă, nu, că e rușine, știi, să meargă. E rușine. Dar nu era rușine, că noi eram talibani, eram învățați. Dacă tot lucruri ilegale făceam tot timpul. Oriunde meream, când furam mere sau meream la fructe sport, când l-a furat de mere, la fructe sport. Acolo, la fructe sport, așa zicea, vineau trenurile la gară, vineau trenurile, vagoanele încărcate cu mere. Încărcate cu mere, frate, și meream la furat. Nu i-am sacit atât cu noi, ne urcam pe vagon frumos, sau intram înăuntru pe curte, crăpam frumos gardul, tac, băgam, umpleam sacii cu mere până într-o zi. Când de peste calea ferată stăteau în vagon paznicii de acolo, de la fructe sport. Ceapă, ce ne-o da? Ce ne-o da? Nu mă mere. Ce ne-o da atunci? Un par pe spate, deci știți cum fugeam pe grămada de mere. Făceam gaură, viața, și în grămada de mere, așa repede mergeau mâine și picioare ca să scap de acolo. Dar a sărit gardul, baie, direct pe calea ferată, dă-i, tai, nu mi-o mai trebuie mere, nu m-am mai dus după mere. Bine, da, am fost arsă vreo săptămână, bine, de aia ne-o fugărit și ne-o și bătut. Da? Când erai copil, îți plăcea, frate, te implicai în tot felul de aventuri, că pentru noi erau aventuri. Nu îți dai seama, noi furam merele că le vindeam. Pe aceea le vindeam. Tot așa îi făceam, îi ardeam și pe aia când vineau oltenii cu pepenele în piață. S-a dormeau noaptea ușor, frumos, ne puneam în șir indian, ne puneam în șir indian ca să nu ne audă că fujneim. Dorme, frăer. Când se trăia pula, nu mai avea numai doi tipi pepeni. E frumos.
furam o camionetă plină de pepeni, furam. Ești nebun că să trebuie să nu mai avea niciun pepeni, nimic. Și banii, dacă îi găseam banii, de multe ori le găseam banii pe sub pepeni și banii le luam. Două vă chemiță să vă mânce. Da, mă, ai de pula mea. Și cu aia era belea, frate, era belea cu ei. Când venea cu pepenii, eram pe ei, frate, nu-i lăsam. Nu-i lăsam. Îți dai seama că eram dat și cum dădeam bani pe pepeni. Așteptam să facă noaptea să adormă. Și așa noi n-aveam ce face, coboram pe deal jos frumos la piață, până spate, până între blocuri frumos, tip, făceam un șir de la indian lung, frumos, s-apropia de grămadă, dădea, mână la mână, pac, 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 pac. Când se trezea la dimineață din cortul ăla lui, din pulă pepeni, au plecat pepenii. Făceam provizii, băga la noi în beci, băga la noi în beci și pe aceea îi vindeam noi la vecini. Hai bre, că ne-a venit comanda. Hai bre, că ne-a venit comanda de pepe, nici nebun. S-a poroznaci. Poroznaci tătea și ardeam, că veneau cu tot felul, aduceau scule, aduceau tot felul de... scule de-astea de muncă, biciclete, drujbe, jucării, tot ce vrei tu. Și se întindeau cu tarabii de realungi. Ce stil aveam și ardeam și pe aia puneam pe un să facă gălăcie acolo pe capăt la masă când îl răfuiam. Plecam cu aci de pești, când noi de acolo ne luam. Aci de pești, plute, undițe, când mergeam la ruși. Toată lumea știe, mergeai la ruși, la piață, frumos. Și apoi puneam pe unul dintre ei să facă scandal pe capăt la masă și din coace îl răfuiam de cârlige, de plute, de undiță. Ce vreau noi acum de furat, morinetă sau ce ne mai trebuia, momeală. Furam, frate, nu dădeam banii pe el, dă-l întemniți de rus. Aia era taxă de protecție. Asta era viața, mă, că... încercam tot timpul să ne descurcăm așa ca băieții, înțelegeți, că era viața grea, nu era ușor. Părinții nu erau cu finanții ca să poată să ne susțină în prostiile noastre și ce făceam noi. Bine, făceam prostii, erau de alea copilărești, le dai seama, meream la un pescuit, meream la, la un crab, la o scoică, la... da, și bă, mergeam cu cortul, stăteam câte 4-5 zile, băie, și nebun, aveam mâncare. Pescuiam și ăsta numai ca să vin acasă. Important era băutura, să avem băutură. Mâncarea dă-o în pulă. Important noi seara să facem foc mare, să fie băutură, să ne distrăm. Să ne distrăm, frate. Mâncare nu era problemă, că prindeam un pește, luam o scuică, făceam o scuică. Era tot timpul ceva. Haleam o găină, ceva, vedeam cum îl ardeam pe la un coteț, pe la pe acolo, pe vecin. Când merea, când nu lătra lăbuș, că dacă lătra lăbuș, pula, nu putea intra. Când aveam bani, mai cumpăram, mai asta, înțelegi? Da? Eram așa un stil de ăla, cum ar veni, de survivor de ăla, înțelegeți? Noi când plecam în expediții de astea, câte 4-5 zile, zicea la noștri că meream la pești, de exemplu, sau cu cortul undeva, la pădure, între... Pai, frumos tare, mă. Bă, puneam tabla cu slănină, cu ăsta. Nu eram nepretențioși, frate. Important era băutura, frate, care se strângea. Țuică, lichioruri, vinuri, bere. Înțelegeți? Făceam stoc de la puternic, îl băgam pe portbagaj. Hai, băieți, ia cortul, ia femeile și dă-i. Făceai baie noaptea. Te aruncai în apă pe ce te îmbătai, șoc de ăla, foc, femeie, toată lumea în pula goală, dansa, distracție, nu conta femei, bărbați. Că eram toți între noi crescuți împreună, înțelegeți, în cartier, eram gagiși, bărbați, toată lumea acolo, nebunie frumoasă, Caterincă. Te trezeai dimineața, ba unul dormea cu piciorul pe-n lac, ba altul găseai pe-n stufărai, înțelegeți? Beuti de alea de trec, niște dureri de alea de cap, mâncață și am intrat, odată am fost la Gâlgău, la un lac, am intrat în el, în pula goală, m-am băgat acolo și te strigam din apă. Hai la pulă, hai la pulă, hai la pulă, hai la pulă. Și astea zice, ai grijă, fraiere, râdeau de pe margine, zice, ai grijă că poate te arde mușcă ceva de pulă. Și eu, da,
Și râdeam, yeah! Și săream după margini, după beton, buf, în apă. Și da, mă jucam, mă jucam și simt ceva, frate, că mă înțeapă pe coaie. Mă zic, ce pula mea, mă? Când mă ridic după bordura aia de beton și ies afară din apă, când mă uit așa, dita mai lipitoarea mi s-a pus pe pulă, tată, și pe coaie era întinsă. Rău, ce pot astea să râde, băi, cu șlapul, dă-i, bam, bam, nu mere, dă-i cu șlapul, frate. Am la șlapul, zic, băi, nu mere, frate. O venit ăsta rep de la cort stână, ia, frate, cuțitul, cu cuțitul și cu sare, tac, 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 am tăt, da, pe lângă ea, tac, 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 am dat-o jos, bă, te eram plin de sânge. Zic, ai, e pula mea, nu mai fac în pula goală verzi, băi. Nici n-am mai intrat în acolo, cât ați dat săptămâna aia, n-am mai intrat fără kilos pe mine, fără slip de baie. Am zis, du-te să-mi bat pula în ele, bă, îți dai și mai tot strigam, dar Caterinca, hai la pulă, hai la pulă. Și ăstea ziceau, las că vezi tu că te aprinde ceva. Bă, și numai după un moment dat, așa, pe un timp, simt așa că s-o lipit ceva și mă înțapă. Aaa, eu aveam lipitoare acolo, tată, sugea sânge. Și nu știam ce mă înțapă pe mine și când am ieșit, șlapul, am văzut că nu cade cu șlapul, adă tată, brișca, dă-i radi cu brișca frumos, dă-i cu sare, bă, mă ustura, mă, râdeau ăstea, mă, vaile, ce râdeau, n-a, mai strigă, hai la pulă, hai la pulă, n-a, mai strigi, ha? Făceau către mine, n-a, mai strigi, hai la pulă. De-aia, vă zic că amintirile așa erau de frumoase și de complicate. Vă dați seama că ne-a dus acolo, era un lac așa între pădure, frate, roată și lacul în mijloc. O răcoare, un aer curat, nu era nimeni, frate, că trebuia să vii 4 km pe jos, bă, nu puteai să vii ori cu căruța ca să ajungi acolo în pădure la Gâlgău, la lac. Ai frumos, rău tare, bă. Bă, o distracție o săptămână acolo, bă, o fonebunie, bă. Când ne-am întors înapoi acasă, cu ce am venit? Am ajuns de acolo, de la pădure, până la național. Stăteam tăți la ocazie, cred că eram peste 20. Știți cu ce am venit acasă? Cu rabă de-aia de căra lemnii, de-aia veche, cu rab de-aia la frate și cântam. Bă, cântam, bă, și zbieram, bă. Când am ajuns cu raba pe partea asta la noi, la național, în față, pe la blocuri și ne-a lăsat omul, s-o spărea vecinii, au zis, ce i-au adus ăla, cum deschis-o la ușile la rabă și ne-am dat, a zis, dita mai grupul, mă, de asta, mă, stau așa și mă gândesc, bă, ce frumos era înainte când eram copil, ce frumos mă distram, ce distracție frumoasă, ce nebunie aveam în noi. Toți oamenii ăia au dispărut, mă. Toți oamenii aia, mulți, nu i-am mai văzut. Nu mai știu de ei. O parte știu de ei. O parte nu mai știu de ei ce-i cu ei. S-o mutat, o plecat. Viața asta, vedeți cum e, de-aia trebuie să profitați de ea. Să iubiți orice moment din viața voastră și să vă amintiți de el. Cum îmi amintesc și eu. Momente de astea frumoase din adolescență, când mergeam la scăldat și ne fura hainele. Bă, momente când meream de la discotecă, iar la scăldat și ne fura hainele. Momente când am fost la Someș și am fost la furat de mălai și când am trecut Someșul și iar ne fura hainele. Chestii de astea, întâmplări de astea super tari, care acum când stai și le gândești la mintea ta matură, la copilăria aia, atunci când le făceai, îți vine să râzi, că vezi ce nebunie existau în ele. Când tu atunci la momentul, dar nu-ți dădeai seama ce nebunii făceai și ce prostii făceai. Dar acum când ești o persoană matură și stai și te gândești ce fel le făceai și ce fel treceai prin ele și râdeai și le luai în râs, și în Caterinca, că nu te interesa că te vede lumea dezbrăcat sau te gândeai, nu că nu te interesa, te gândeai, zi, bă, faci lumea Caterinca de tine, râde de tine, te vede așa, te vede așa dezbrăcat. Noi așa, nu că ne era rușine, că eram ca soldați, înțelegeți? Dar, nu, mai vedeam și noi ceva, ne ascundeam, înțelegi, ne băgam și noi, că nu vreau să ne vadă femei sau ăsta dezbrăcați așa. Dar, nu ne era
frică sau ăsta. Nu zici că nu era frică. Era nebuni, aveam nebunia noi. Ne trăiam momentul, înțelegeți? De-aia vă zic că acum nu te mai întâlnești. Când ești matur, nu te mai întâlnești cu chestiile astea. Chestiile astea tu nu mai faci. Chestiile astea la tine sunt uitate. Acum chestiile la tine să te duci la muncă, să întreții familia, să crești copiii, nu mai ai timp de tine, nu-ți mai oferi timp pentru tine, pentru că trebuie să te ocupi de lucrurile mature din viața ta care trebuie să le faci, să muncești, să aduci bani, să faci pentru familie. Când ești copil, n-ai obligații și atunci faci ce vrei și simți cu adevărat palpitațiile vieții. Treci frumos prin ele. Îți place cum vin în viața ta. Chiar dacă de multe ori sunt dureroase, de exemplu, bulangiul ăla de vărul meu, în fiecare an, în vacanță de vară, îmi rupea o mână. Nu știu cum se întâmpla, zicea mai că mi-a n-am mai așa ceva. Ba din coace, ba de aici, uitați cum e mâna asta, vedeți? Osul ăsta a ieșit în afară. De aici, de aici, de aici, peste tot mă ruptă la. Ce făcea? Cum făcea? Mă împiedica fraierul. Din spate fugea, alerga pe mine și de ciudă când mă prindeam, mă împiedica tot timpul și mă durduleam, cădeam pafă, rupeam mâna, mă țineam, trebuia să stau 3-4 săptămâni cu gipsul pe mână. Bă, și tot timpul mă certam cu el și mă băteam cu el. Fu-te în gură, fraiere! Din cauza ta odată ne facem cărucioare de alea cu rument și ce face? Punii aveam la militari un fel de poduri de alea de exercițiu. Unde urcau militari, alergai cu ele, dar sus, înțelegi? El și-a băgat coada aia de mătură cu rument, a băgat-o într-o țeavă sus acolo și s-o rupă cum ar veni să-și facă pe partea din față și era de dedesubt. Bă, frate, și când o dat cu piciorul și-o rupă, o venit așa în aer, jos. Zic, aici mi-a dat în cap, așa mi-a țâșnit sângele. Mă, alergam după el pe țeava aia sus, într-una, mă, zic, te omor. Se învârtea pe pod tot așa roată, zic te-o mor, se mi-a spart capul, te-o mor. Tot timpul, el stă ușă în ușă cu mine stă. Deci vă dați seama, am crescut împreună, am crescut ușă în ușă. Noi sunt, el e din 81, eu sunt din 83. Deci am crescut împreună tot timpul. Probleme. Cam asta a fost povestea mea despre... discoteci și stranduri și furturi de haine și distracție maximă când eram adolescent. Am vrut să vedeți și voi prin ce am trecut. De asta v-am făcut povestea asta. Sunt sigur că și mulți dintre voi ați trecut prin chestia asta. Poate ați mers noaptea pe la stranduri și ați intrat ilegal să faceți baie și vă fugăriți și ați rămas fără haine. Sau până alte părți unde ați mers la scăldat și vă fura pescarii hainele. Sunt sigur că sunteți o grămadă. Vă pup și vă respect de aici, de la Bruxelles. Și nu uitați, stați în casă, fraților, nu ieșiți. Nu ieșiți. Că situația e nasoală. Vă pup și vă respect. Și nu uitați.